din Marea Neagră s-a îmbogățit în ultima vreme cu zeci de specii de pești. Scafandrii au întâlnit în adâncul smarid, corb de mare și chiar rândunică de mare. S-au întors la noi după ani de absență, după ce ecosistemul a început să se refacă. S-a redus poluarea, iar apa a devenit mai curată. Bancuri de smarid, un pește de dimensiuni mici, asemănător cu stavridul, au fost văzute din ce în ce mai des în Marea Neagră. Originar din Marea Mediterană, peștele a fost întâlnit de scafandri la Vama Veche. În același timp, rândunica de mare, care aduce mult cu guvidul, a reapărut în Marea Neagră după mai bine de 50 de ani. Iar la Tulenovo, scufundătorii au reușit să filmeze o plătică rară cu coada neagră. A ajuns aici, cel mai probabil, din Marea Mediterană și seamănă cu dorada și plătica de apă dulce. Am avut anul acesta și anul trecut câteva specii de pește care în mod normal nu ar fi trebuit să apară în Marea Neagră. Și nu numai pește, am avut și o reptilă. Toate speciile de gobide, de pești de fund, percidele, perciformele din zona sudică a Mării Negre și Mediterană urcă încoace. Și corbul de mare, pește naturalizat în apele Mării Negre, a fost tot mai des întâlnit de scafandrii. Aceste specii au început să migreze în zona noastră după ce flora și fauna din Marea Neagră s-au refăcut. Ele se deplasează într-o zonă sau alta, în special aduse de apele de balast ale navelor, dar și fixate pe coca navelor. Nu vom putea găsi astfel de specii prea curând în chiarhanalele de la malul mării. Cantitățile sunt încă foarte mici, așa că nu putem vorbi despre pescuit industrial. Este nevoie de ani de zile pentru ca aceste specii să se înmulțească. Biologii marini spun că ecosistemul Mării Negre este încă în convalescență, dar dacă ritmul de refacere va continua, este posibil ca în următorii ani să vedem și alte specii de pești. Din păcate, caracatița și calamarul nu se vor putea adapta, pentru că există o diferență mare de salinitate și temperatură între Marea Mediterană, unde trăiesc ele, și Marea Neagră.